se numește fata, are 23 de ani. Uite, 6 luni, spune Liliana din București. Sub un an. Dar ce are, mă, lumea cu oamenii? Păi s-a certat domnul cu Shakira pentru Clara. Dar poate să iubesc, cine știe ce era la ea. Da, dar uite că a început cu pretenții Clara. Spune să nu mai urmărească paparații, să fie protejată mai bine. Adică vrea să fie un fel de Shakira fără să facă nimic până la vârsta asta. Da, că trebuie să cânte, da. Mă uitam aici că începe procesul Shakirei totuși. Da, săraca. Aia nu știu. Deci, nu știu cum să văd lucrurile astea, știi? E vorba de aceeași țară care a dezvoltat un sistem foarte deștept de prindere a milionarilor care fac evaziune. Nu uitați că domnii Messi și Ronaldo, megastarurile, sunt condamnate la pușcărie cu suspendare în Spania. Câte 2 ani. Păi și contează. Nu contează, păi, dar vezi. Mă gândesc așa că viața... Bine, au plătit niște sume de bani. Aia și da. Rămân cu cazier acolo. Nu m-ar mira să fie așa și Shakira exact în același club. O relație de două veri. Stai că mă uit în continuare peste mesajele pe care le-am primit. Până împlinește fata 25 de ani, atât o să țină. Adică are 22 sau 23. Lumea este foarte rea. Gândiți-vă că poate e bine. Mă rog, în fine, ce ne băgăm noi? Hai să vezi ce probleme au ei și ce probleme avem noi. Oricum Piche nu va avea problema pensiei, mari sau mici, nici domnișoara nu cred că... N-ai de unde să știi. Va întreba de pensie, însă la noi în țară ne explică imediat Cătălin. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, premierul Nicolae Ciucă a anunțat o posibilă mărire a pensiilor începând de la 1 ianuarie. Este posibilă, adică sigur se va face o mărire, nu știm cuantumul. Primul ministru spune că este vorba de cel mult 11% din pensiile actuale, că așa se va mări, dar că trebuie să găsească un echilibru între mărire și deficitul bugetar și acum avem o comisie la Ministerul Muncii care se dă peste cap să spună cât se poate. Deci eu v-am zis cât se poate maxim, 11%. Toate pensiile sau doar cele mai mici? Nici asta nu știm ca să fim foarte serioși. Poate că vor găsi un mecanism să fie diferențiată mărirea asta, pentru că sunt pensii speciale sau de altă natură care se vor... N-are rost. Nu mai au nevoie să mai fie, exact. Toată lumea are nevoie. Hai să punem la chestiunea asta, că de bani nu ne satură Dumnezeu niciodată, nu? Adică eu știu rar din aia care sunt zen și zic, mamă, mie nu mai trebuie. Deci să zicem că toată lumea are nevoie. Nu pot să sunt de acord cu tine, unii, dar... De ce? Sunt oameni, tu n-ai nevoie, tu ești din cei care... Eu nu sunt pensionar. Nu, dar zici că n-ai nevoie de bani așa în viață, dacă te întreb acum ești perfect. Aș prefera, dacă, nu știu, un coleg de-al meu ar câștiga 1000 de lei, aș prefera să se mărească lui. Asta da. Asta clar. Asta nu fi populist. Deci, sunt populist, da. Sincer, îl spun sincer. Ok, de acord, da. N-aș putea să primesc eu 1000 de lei și el săracul... Nu știu, 100, că la el așa e, da. Exact. Da. Corect, raționalmente corect. Probabil că se va întâmpla asta, adică bănuiesc că guvernul și acest guvern are atâta cap încât să poată să facă chestia asta. Deci maximum 11%, în realitate nu știm cât. Dar e foarte interesantă discuția din alt punct de vedere, pentru că vedeți voi, la un moment dat, guvernul PSD, PNL nu zic, dar PSD a zis că e cu 40%. Nu se poate cu 40%, știe toată lumea. Că nu sunt bani. Aoleu, vreau și eu la pensie, da. Dacă se întâmplă și... vreodată 40% ăștia. Acum ei zic o minciună în spațiul public, respectiv PSD, dar cred că și PNL e pe lângă ea, în care zic că, domnule, noi avem un coeficient trecut în acordul ăla semnat cu Uniunea Europeană, care nu ne dă voie să mărim pensiile. Asta este o minciună sfruntată. Acolo e trecut un coeficient, într-adevăr, negociat între Uniunea Europeană și România, care zice că pensiile, totalul lor, banii pe care cheltuiește România, nu pot depăși sau nu poate depăși 9,4% din PIB. Aia zice. E, acum este 8,7 pe aici cheltuiala cu pensii și un calcul foarte simplu arată că dacă procentul ăsta de 0,7 ar fi pus în aplicare, calculul pe fiecare punct de pensie ar aduce o mărire a pensiilor de 27% a pensiilor. Deci, scriptic, teoretic, dacă guvernul României vrea să mărească pensiile și vrea să respecte în același timp acordul cu Comisia Europeană, poate să facă o mărire de 0,7% din PIB, care înseamnă că se pot mări pensii cu până la 27%. Acum, de ce nu fac dumnealor chestiunea asta? Nu o fac dintr-un motiv foarte simplu, că nu există banii ăștia.
Diferența aia de 0,7% este o diferență colosală, da? Și când domnul Ciolacu și alți domni din PSD vă zic că se duc ei să negocieze ceva la Bruxelles, toată treaba e că n-au ce negocia pentru că e negociat, e 9,4%. Ei nu pot să mărească între 8,7 și 9,4, că nu există banii ăștia, dar în minte, cum spun ei, că o să, cât o să facă? 10%, 12%, nu au nici acești bani. Când premierul Ciucă zice că nici măcar 11% nu pot mări, el zice, bine, că știți de unde vine. Banii ăștia sunt împrumutați, da? Adică, mai iar? Pe cum? Numai din împrumuturi funcționează? Numai din împrumuturi cu cele mai mari dobânzi din Europa. Atenție, ne finanțăm deficitul bugetar și finanțăm datoria externă, două lucruri, da? Că noi și împrumutăm bani tot timpul ăsta. La cele mai mari dobânzi dintre toate statele Uniunii Europene plătim la dobânzile pe termen lung de două ori mai mult decât Italia și de trei ori mai mult decât Germania. Da, de ce, Cătălin? Pentru că nu suntem responsabili, ci dimpotrivă irresponsabili, da? Adică atunci când vine vorba de guvernele României, care nu reușesc să culeagă banii din piață, adică nu reușesc să culeagă taxele și impozitele datorate de toată lumea, asta odată, și doi la mână cheltuiesc cu asupra de măsură pe salarii mari și un procent mare de pensii, băncile se uită la ei și zic, bă, am impresia că voi nu o să puteți să restituiți banii ăștia când vă angajați. Deci știi, îți dau, dacă o dobândă mult mai mare. Îți dau mult mai mare, că te-am prins la necaz. Și nu numai la necaz, te-am prins și la irresponsabilitate. Adică nu prea te pricepi ce să faci cu banii. Îi tu, îi iei de la mine, spune banca, ca să-i cheltuiești, adică să-i dai pe pensie și salariu, în loc să mi-l dai pe dezvoltare, pe ceva care generează profit, și atunci te costă mai mult împrumutul. Asta zice banca. Și când banca se uită la tine, că banca nu e, cum să zic, nu e bunul samaritan. E cineva care face afaceri. Te-a prins la necaz, deci te-a taxat. În momentul ăsta vrei să spui că fără a ne împrumuta, noi nu mai funcționăm fără împrumuturile noi astea. Fără împrumuturile astea nu putem să plătim salarii și pensii la statul român. Și are, zic, de cheltuieli. Și atunci de ce? Da, mă rog. Nu mai zic, nu uitați că tot din banii ăștia se plătește factura la lumină, că nu uităm. 50 de bani la benzină și funcționarea statului. Asta e situația. Deci, cine vă dă acum 10 lei la pensie... Așa, pe final, cu banii ăia din PNRR se mai aude ceva, adică s-au apucat de investiții ca să ne mai împrumutăm și să... Eu n-am văzut, dar recunosc că nici n-am stat să măsor. Știu că erau 2 miliarde de euro care trebuiau să intre, trebuiau luate. Așa. Și că nu s-a întâmplat lucrul ăsta și că sunt întârzieri și că treaba merge destul de prost. De ce? Acolo. Păi dacă toate neamurile și pilele și toată lumea vrea să lucreze la stat care nu înțelege și nu poate cum funcționeze, după chipul și asemănarea cu ei în frunte, ce vrei să zic mai mult de atât? Asta e. Avem politicieni proști și administratori pe măsură. Nu, că uneori pare că avem numai specialiști, numai experți. Ba, la ce salariu să dau? Mamă, la ce salariu să dau? E numai crema România acolo, jur. E, și acum când s-au mărit salariile cu... Și mai știu cu cât ziceam că s-au mărit 1.500-2.000 de lei la primari. Da. Păi, prietene, deci 1.500-2.000 de lei, eu, ăștia s-o grăma de bani. O grăma de bani. Nu știu, să vină astăzi, dacă tu ai venit astăzi așa în calitate de șef al meu și ai zice, ia, Cătălin, 1.500 de lei la salariu, tu ești suficient de priceput încât să spui că ai nevoie de mine, Radu, mie trebuie dublu, nu... Da, poți să zic asta, dar eu înțeleg responsabilitatea, da. Cătălin, mulțumim, te așteptăm și mâine.